lui Victor Surtu. Am vorbit cu Angelica, mi-a zis că ceva din hotărâre vrea să fie schimbat, e dreptul ei să fie schimbat. E vorba de terenul de 7000 de metri pătrați și casa de la Vișani? Doamna, este o casă care mai are un pic și cade. Terenul respectiv, 7000 de metri, socotiți-l că 80% este proprietatea mea. Și în rest, spun, adică 90% e proprietatea mea. Nu este vorba nici de despăgubire, nici că nu înțelegem că trebuie să-i plătesc o sultă sau că e un vers de preț. Nu este vorba despre lucrul ăsta între noi. Am înțeles. Și nici nu va fi vreodată. Noi, din punct de vedere a moștenirii, nu avem nicio problemă, nicio neînțelegere. Dumnezeu dorește să renunțe în favoarea mea la partea ei de moștenire care i-ar fi revenit în urma fratelui meu. Și punct. Asta este singura cauză pe care o tratăm în această necesitate în a rezolva problema, prin faptul că atâta timp cât doamna a fost soția fratelui meu, numai prin instanție poate renunța în favoarea mea la moștenire. Ea dorește ca această proprietate să-mi revină doar mie. La noi nu e niciun război. Iar faptul că a introdus apel, am fost sunat, mi-a zis, uite Gabi, cam cum e treaba. Da, sunt de acord, fă cum știi, ca să iasă așa cum am discutat. Are planuri de a reveni în țară în curând? Este în țară non-stop. Pleacă din când în când la fiul ei și la nepoți și vine înapoi. Nu, nici nu are vreodată de gând să plece. Suntem într-o relație de familie și am rămas într-o relație de familie care nu a avut niciun fel de virgulă să ne reproșăm reciproc, ba din contra, ne și întâlnim, ne și strângem în brațe, suntem în relații foarte bune, ne sunăm, ne felicităm, ne vizităm. Când ajung în București, mă găzduiește, când vine la Iași, vine la noi. Știm foarte bine, după decesul soțului ei, pe care l-a iubit extrem de mult, deces care a avut loc în 2011, doamna Angela Simlea s-a retras din viața publică, s-a retras din lumina reflectoarelor, nu a mai făcut declarații despre absolut niciun subiect. Ceea ce ne povestește acum cumnatul ei e oarecum diferit față de ceea ce a apărut în presă, și anume faptul că mare artistă ar fi făcut apel la ceea ce a decis instanța, și există acest lucru pe portalurile de judecată. Presa spune că ar lupta în continuare pentru partea ei de moștenire. Vedem că acum cumnatul ei spune că nici nu e vorba de așa ceva, că ei au o relație foarte bună, că se înțeleg, că sunt ca o familie. Nu o să discutăm chestiunile avocățești, pentru că e cuvântul lui, e ceea ce ne-a declarat el. Dacă există sau nu există o luptă pe avere, știu doar ei mai bine. Exact, exact. Practic, adevărul adevărat este cunoscut doar de părțile implicate. În schimb, ca idee, este important să decizi, să ai dreptul de altfel, să decizi ce faci tu cu moștenirea ta. Exact. Este un lucru extraordinar de important pentru a-ți cere cumva drepturile, pe de-o parte, iar pe de altă parte pentru a încheia o codiță emoțională care nu are sens, practic, să continuă la infinit. Atunci când sunt mai mulți moștenitori, ideal este ca fiecare să-și asume și să-și recunoască propria parte și atât, și nu partea celuilalt, și dacă desigur celălalt dorește să cedeze sau să vândă partea sa, este un lucru absolut firesc. Eu am întrebat și mi-a zis că nu e vorba de vânzare, că am întrebat dacă va fi sau dacă dorește mare artistă să fie despăgubită cu o anumită sumă, cum știm că se întâmplă în mod normal, absolut. Atunci când nu era vreo acuzație, nu era vreo afirmație tendențioasă, că așa se întâmplă în cazul moștenilor. Ai spus ceva foarte interesant cu codița emoțională. Mă gândeam, și poate se gândește respectatorii, de ce ar renunța Angela Simlea la partea ei de avere? De ce ar exista un război? Bune întrebări. În general, este ok să renunți la partea ta de avere în momentul în care vrei să rupi această codiță emoțională de care vorbeam mai devreme, astfel încât să, practic, omul ajunge și conștientizează că odată cu averea respectivă primește la pachet și emoțiile trăite în acea perioadă, și câteodată pot fi pozitive, câteodată pot fi mai mult negative, și atunci fiecare decide ce face. De aceea eu personal sunt adepta să vinzi ceea ce primești.
Adică să nu păstrezi neapărat averea respectivă, decât dacă ai avut chiar o relație extraordinar de bună sau de frumoasă, emoțional vorbind, cu persoana care ți-a lăsat acea avere. Altfel, mai bine să te detașezi. Asta s-a întâmplat, pentru că Angela Simila a trăit o poveste extrem de frumoasă de dragoste. Ia, da, Angela Simila, din convorbirea cu fostul cumnat pe care ați avut-o, reiese clar că relațiile între Angela Simila și familia defunctului sunt extraordinare, sunt de familie, prietenie și așa mai departe. Eu nu cred că... E un artificiu judecătoresc, pentru că fiind a doua soție a lui Victor Surdu, nu poate să renunțe verbal, nu? Deci e o procedură, trebuie să ducă la instanță și să declare ceea ce trebuie, nu? Că este de acord cu înstrăinarea moștenirii către fratele lui. Ideea este că nu, eu cred că nu ne pricepem. Este un om extraordinar. Angela Simila este o femeie cu un suflet mare, este o adevărată doamnă, da, în adevăratul sens al cuvântului, și nu cred că este o problemă de lupte pe avere. Iar cât despre ce ziceați înainte, eu cred că în momentul în care primim o moștenire și o refuzăm, nu vrem să închidem neapărat cercul, ci poate ne prisosește. Eu cred că Angela Simila este destul de înstărită ca să se mai ducă să ia acele 7.000 de... Nu, acei 7.000 de acea metri parte, pătrați acea cotă și casa respectivă. Eu cred că o lasă în familie, pentru că a fost o femeie înstărită care a venit... din ce i-a rămas, și acum nu mă refer la imobile sau la terenuri, sau din ce i-a rămas de la fostul soț, pentru că știm foarte bine, ea s-a retras. Da, dar are drepturi muzicală de autor. Angela Simila a câștigat niște bănuți de-a lungul timpului, a avut spectacole, a avut turnee. Eu cred că a fost o femeie înțeleaptă și și-a pus bănuții deoparte și i-a înmulțit. Iar cât a fost cu Victor Surdu, a avut o viață frumoasă. Eu cred că nu-i trebuiesc acei 7.000 de metri pătrați și acea casă, unde s-ar simți singură, nu? Femeia asta în București... Este vorba oricum despre o casă veche, din ce ne spunea. Deci mai cu seamă că este o casă veche care necesită îmbunătățiri și așa mai departe. Am mai aflat un lucru extrem de interesant din declarațiile pe care le-a făcut domnul Gabriel Surdu. Știm foarte bine că de ceva vreme, sunt ani de zile, de când presa scrie despre plecarea, mutarea definitivă a Angelei Simila din România, că ar fi părăsit țara definitiv, că ar fi renunțat la tot ce înseamnă România și că s-ar fi mutat în America la fiul ei. Asta știam noi. Cumnatul ei să ne spune că s-a întors în țară, că de fapt nu a părăsit niciodată țara definitiv și că nu va face niciodată acest lucru. Este și greu pentru un om care este în vârstă, nu? După 70 de ani, trăiți în România, nu? În afară de perioada din tinerețe cu turneele și așa mai departe, copilul este mare, e la rândul lui, are copii, da, are nepoți, care probabil. Există. Da? Aici da? E singură. Da, dar este foarte greu să muți pe cineva, nu știu, să-l iei dintre prieteni, din anturaj. Nu știu, noi avem capacitatea de adaptare mare la tinerețe cu timpul. Este foarte greu să faci aceste schimbări. Și chiar dacă are acest fiu, de care a fost despărțită de când era copilul mic, nu? De, el era mic, știu că suferea foarte mult pentru că nu-l vedea, l-a luat tatăl la el și așa mai departe. Acum? Aparențiile ei publice, iartă-mă, sunt extrem de rare. Mă uit la aceste imagini. E, cred, dacă nu mă înșel, ultima ei apariție publică. A venit la o lansare muzicală, a vorbit, nu a făcut declarații. E extrem de discretă și, bineînțeles, în continuare, spunea și Valentina, în continuare, rafinată, frumoasă, o adevărată doamnă. Este un lucru extraordinar. Dorește să-și țină viața privată. Este dreptul dumneai, desigur, cum este dreptul fiecăruia dintre noi. De asemenea, legat de faptul că rămâne în România și nu pleacă în altă cultură, este lucrul cel mai comod pe care poți să-l faci, mai ales după o anumită vârstă, când te trag cumva tradițiile. Rădăcinile. Efectiv te trag cumva într-o anumită direcție rădăcinile pe care le ai. Când ești tânăr și așa învolburat și așa, e foarte ușor, pleci, te întorci, pleci, te întorci, te mai duci, te mai rămâi, mai schimbi țara. Însă, în timp ce înaintezi în vârstă, dintr-o dată, valorile acelea tradiționale chiar valorează ceva pentru tine. Și atunci este mult mai ușor să te întorci acasă
să te întorci cumva la rădăcinile pe care le-ai avut cumva, este mult mai ușor, pentru că omul este mai așezat în momentul unei maturități profunde. Că, practic, vârsta a treia presupune o maturizare profundă a omului. Nu mai e atât de important pentru el cercul de prieteni, nu mai e atât de important să arate bine, să dea bine, să arate ce poate, ce nu poate. Nu, lucrurile astea... Vedem că doamna Giulia Simile arată...